Înlăturarea senzorului. Înainte de a înlătura senzorul de pe corp, asigurați-vă că acesta este deconectat de la aplicația EasySense. Dezlipiți ușor marginea adezivă de pe piele și înlăturați senzorul împreună cu transmițătorul. Apăsați clamele de eliberare de pe ambele părți ale carcasei de suport a senzorului. Țineți transmițătorul de cele două capete și trageți-l ușor în afară, de pe carcasa senzorului. Scoateți cu atenție senzorul și reutilizați transmițătorul. Încărcați transmițătorul după fiecare utilizare.